seara, dragi telespectatori! Sunt Aura Stoienescu și sunt gazda dumneavoastră în această seară la emisiunea Rădăcini. Și pentru că acum două zile a fost Ziua Arhivelor Naționale, 31 octombrie, am invitat un domn de la Arhivele Naționale care reprezintă în această seară instituția. Este vorba de domnul Ion Hobeanu, inspector superior la Serviciul Județean Gorj al Arhivelor Naționale. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Bună seara și telespectatorilor emisiunii dumneavoastră! Mulțumim. La mulți ani înainte de toate! Vă mulțumesc! Mulțumim pentru invitație și venim oricând cu mare plăcere la emisiunea, la orice emisiune a dumneavoastră, mai ales că prin titlu și generic spune foarte multe despre originea noastră, deci rădăcini. Da. E vorba despre trecut, despre tradiții, despre cultura noastră populară, tradițională. Și prin natura activității noastre putem spune că avem și noi o legătură destul de strânsă cu tradițiile și cu istoria. Și cu trecutul, da. Și cu trecutul. Și cum toți ne căutăm rădăcinile, uneori vin la dumneavoastră să-și caute arborele genealogic, de exemplu. Da. Să știți că nu sunt puțini, sunt la chiar la dumneavoastră foarte se sapă pentru a-și afla oamenii rădăcinile, cum ar veni. Da. În bună parte, da. Dar nu suntem singurii depozitari ai informațiilor despre trecut. Mai există Muzeul Județean Gorj, există și biblioteca prin publicațiile apărute în perioada interbelică și de atunci până în ziua de astăzi. Mai sunt biblioteci particulare, arhive particulare ale unor personalități și ale unor instituții. În general, muzee? Da, muzeu, da, am spus muzeu. Nu numai muzeul de istorie, da. Dar mai sunt și muzee prin muzele, sate, da, prin comună, da, prin... Sunt. Multe locuri unde se găsește istoria neamului, dar la dumneavoastră în documente și de multe ori e foarte la noi este, să spunem așa, istoria oficială. Exact. Deci la noi se păstrează documente care reflectă istoria oficială. Deci păstrăm documente create de instituții, administrative, de învățământ, din economice, de pe raza județului Gorj. Ce au activat în secolul XIX, în secolul XX. Din secolul XXI avem mai puține, dar cu siguranță în următorii ani vor ajunge și astfel de documente la noi. Prin legea noastră, legea 16 pe 1996, republicată, scopul instituției este exact acela de a supraveghea păstrarea documentelor cu valoare istorică create de creatorii români de pe teritoriul României și din străinătate. Știu că vorbeam odată când am fost la dumneavoastră la arhive că aveți nu știu câți kilometri de arhivă sau cum. Da, deci unitatea de măsură în arhive o reprezintă unitățile arhivistice, adică dosarul, registrul sau foaia volantă, așa, individualizată. Pagina. Nu, deci este o un document, o diplomă, este o unitate arhivistică. Da? Un registru este un registru, un dosar este un dosar. Deci ele se individualizează prin conținut, adică vor să pot fi folosite individual, reflectă ceva. Și o altă unitate de măsură este metrul liniar. Noi măsurăm în metri liniari. La nivelul județului Gorj avem circa 6.000 de metri liniari, deci 6 km. 6 km de arhivă. Așa, iar la nivel de țară, dacă o să vă uitați pe site-ul Arhivelor Naționale, arhivelenaționale.ro, o să vedeți că în depozitele Arhivelor Naționale din România există undeva la 340 de kilometri de documente, iar fondul arhivistic național estimat de specialiștii din aparatul central se ridică undeva la 1000 de kilometri, peste 1000 de kilometri de documente. Însă din... Adică pagina lângă pagina și măsurat. Sau cum? Adică ca să, ca să fim mai concreți, o să le arăt oamenii. Deci cum am eu aici, să spunem că asta este o unitate arhivistică și dacă punem una lângă alta până se face un metru liniar. Am înțeles. Da. Pentru telespectatorii care doresc informații legate de activitatea dumneavoastră, au acolo afișat un SMS 0766314582 și voi citi întrebările sau sugestiile dumneavoastră pentru invitatul meu. Ce să spunem? Sunteți o instituție la care sunt oameni care nici nu știu
că pot găsi anumite documente și care le sunt necesare. Trebuie spus și vreau să mulțumesc instituției dumneavoastră, trebuie spus telespectatorilor că printre multele treburi pe care le faceți acolo, transliterări, știu eu, tot felul de literări, nu? Transliterare, cum se spune? Transliterare când... Când se transcrie un document cu o paleografie, o scriere veche, din limba care este scrisă în limba română, dar cu o grafie veche, în limba română, dar cu grafie actuală. Deci asta este transliterare. Traducere presupune traducerea unui textului, unui document vechi scris într-o... Chirilică, de exemplu? Nu. Chirilica este limba română, dar folosește alfabetul slav. Am înțeles. Așa. Este limba slavonă. Pentru documente mai vechi, slavona a fost prima limbă de cancelarie. Sunt documente scrise în paleografie greacă, mai ales în perioada fanariotă, pentru că atunci pătrund grecii și atunci scrierea folosită în administrația centrală, în special, este cea greacă, alături de scrierea în chirilică, în limba română. În Transilvania avem paleografie latină, deci limba oficială a fost limba latină, urmă din secolul XVI începe să apară paleografia maghiară, paleografia germană, folosită de sași, iar prin, așa, cum să vă spun, la nivel central, există și paleografie turcă osmană, deci firmanele de confirmare a domnilor din țara românească din Moldova și chiar a principiilor din Transilvania, erau redactate în turcă osmană. Erau, cum să vă spun eu, turca asta osmană este diferită de turca contemporană. Deci un, aveți documente? Nu avem noi. Dar în Iași, în arhivele de la Iași, în arhivele din Cluj, de la București, există astfel de documente. Și început să vă spun că paleografia asta turco-osmană este diferită, cel puțin limba este diferită de turca contemporană. De ce? Pentru că folosește odată termeni învechiți care nu se mai folosesc în limba turcă și este un amalgam, dacă vreți, pentru a desemna anumiți termeni, îmbinând elemente din limba persană și din limba greacă și arabă. Deci este ceva deosebit. Scrierea este cea arabă, adaptată la nevoile fonetice ale limbii turci. Deci este... Și există documente de genul ăsta la noi în țară. Da, există dar documente. Dar nu la noi la Gorj. Nu la noi la Gorj. La noi la Gorj, în ce alte limbi aveți documente? Deci noi, la noi la Gorj sunt puține, cel puțin la noi la arhive, sunt puține în slavonă. Mai multe sunt la Muzeul Județean Alexandru Ștefulescu. Deci acolo chiar sunt destul de multe. Zice că așa, Gorjul, prin Muzeul Județean, se plasează printre centrele importante în care dețin documente slavone. Și sporadic, cum să vă spun eu, câte un nume, câte o iscălitură, o formulă în limba greacă pe documente din acestea mai vechi. Am întâlnit, de exemplu, în 1832, când m-am uitat pe un document, pe un dosar referitor la rămasurile de pe urma sugelui Tudor Vladimirescu, am găsit, de exemplu, pe două documente, o formulă în limba greacă, n-am știut ce este, m-am interesat după aceea la niște prieteni la București, care însemna eu cu tare adeveresc că este iscălitura lui Tudor. Deci nu era ceva, să zici, un text extraordinar de mare sau un document foarte mare. Dar din astea se pot întâlni, deci nu numai eu. Mai există în maghiară, în franceză, în germană. Da, mai ales la sfârșitul secolului al XIX, începutul secolului XX și chiar în perioada interbelică, pentru că se organizau licitații publice de către primăria orașului Târgu Jiu, există documente, acum îmi pare rău, o să sară cei de la CNA pe noi, dar există documente cu firme care funcționează și astăzi, cu firme mari. Atunci nu spune numele firmelor. Nu spun nume, prin care se procurau corpuri de iluminat, motoare pentru uzina electrică,
Da, da, da. Și există acolo instrucțiuni tehnice, există corespondență legată de firme străine, de procurare. Da, am înțeles. Firme mari, deci nu, dacă da, da, da. Eu, mă rog, nu dau numele firmelor. Ca istoric... Nu, dar de... trebuie să treacă pe la casierie și nu știu dacă sunt de acord. Da, da. Așa. Și... Începusem eu o idee, aceea că deși vă ocupați de tot felul de activități, printre care și aceste traduceri de documente, transpunerea lor în format electronic, de multe ori, nu? Nu. Nu le transpuneți în format electronic? Nu le transpunem în format electronic pentru că nu avem nici tehnica necesară și dar nici ar trebui? Ba da, ar trebui. A, asta știam eu, dragi spectatori, că ar trebui. Într-o țară normală, să spunem așa, rostul arhivelor este acela de a întocmi o evidență cât mai exactă a ceea ce se află în depozite și de a transpune pe un alt suport, altul decât hârtia, informația care există. Pentru a se conserva documentul original și pentru și a încerca... nu trebuie consultat fizic, da, ci... și pentru, da, și a fi consultată copia, tocmai pentru a încerca să-i prelungim cât mai mult viața. Și în cazul în care documentul original nu mai rezistă, poate fi, da. Da, nu mai rezistă, în momentul acela să se poată păstra informația. Da. Asta se întâmplă, deci asta ar fi menirea noastră și asta se întâmplă în țările din Occident. La noi este o situație puțin atipică, în sensul că principalele noastre activități au devenit activități secundare, fiind înlocuite de activități, să le spunem, administrative. Adică încercăm să eliberăm cât mai multe copii, certificate, extrase de pe documente pe care le deținem, pentru a ajuta pe cei din administrația publică, pe cei din justiție. Sau oamenii de rând. Da, și oamenii de rând, dar în final tot acolo ajung, pentru a se rezolva problemele restituirilor proprietăților. Și asta e una dintre sarcinile dumneavoastră. Da, este, dar... Am spus principala, deci în toate țările, asta este. Celelalte, deci activitatea asta care am spus ultima, este o activitate cu totul, e o activitate secundară. Da, da, odată ce la noi legile proprietății au venit așa toate în câțiva ani, v-au aglomerat pe dumneavoastră cu... Da, și dovadă că se acordă o importanță extraordinară rezolvării acestor legi este și numărul extraordinar de mare de angajați pe care îl avem și toate cele nemaipomenite pe care le deținem. Deci, cât de mulți sunteți acolo? Știți cum? Deci dacă vrem să facem o dată o grevă, nu știu dacă ne-ar lua cineva în seamă. Da? Da. Deci suntem extraordinar de mulți. Câți? Speriem un județ. Deci dacă o să ieșim, vă dați seama, deci nici nu vă imaginați. Suntem 7 oameni toți. Vai de capul meu. Da. Deci asta este. Asta este. Faceți ce puteți cu personalul care l-aveți. Da, și acum revin și încerc să spun ceea ce voiam eu să spun, este faptul că pe lângă toate astea treburi pe care le aveți și puțini oameni care sunteți cu multă dăruire, aveți timp să faceți și o pagină în vertical, v-am oferit în ziarul nostru vertical o pagină în care apar tot felul de materiale interesante, chiar dumneavoastră și colegii. Da, toți colegii. Doamna director de asemenea a scris, doamna Vasiloiu Cristina. Vasiloiu Cristina, îmi cer scuze că n-am așa. Da. Daniel Cismașu de asemenea scrie, nu știu cine mai scrie, da, de la noastră. A scris domnul Alexandru Bratu, Cristian Grecoiu, Cristian Grecoiu, da? Dumitru Văluțuiu, deci scriem toți câte ceva. Și dar vreau să vă spun că există un feedback foarte bun, deci au fost foarte mulți oameni care ne întreabă de unde aveți informațiile astea, pentru că sunt așa de bine scrise materialele încât au impresia cei care citesc că scriu niște ziariști. Deci chiar sunt scrise în formatul care e necesar pentru public. Și atunci primim întrebări. Am primit 2 telefoane numai săptămâna asta de la București, de la 2 oameni care zic, dom'le, cine-i ziaristul ăla care a scris așa ceva despre familia mea, că eu nu știu atâtea informații. Dom'le, zic, stați-ne, știi că omul e de la arhive și știe foarte bine ce scrie, pentru că s-a documentat din documentele de la arhive. Și chiar ne-au rugat să le facem legătura cu cei care au scris autorii articolelor, pentru că oamenii nu știau lucruri despre familiile lor și familii importante ale Gorjului. Deci chiar e un rezultat bun și sunt mulți oameni care nu știu câte informații există la arhive despre ei și familia lor. Sunt de acord cu dumneavoastră că sunt multe informații.
din punctul nostru de vedere, activitatea de cercetare științifică nici nu pot să spun că ocupă un rol secundar. Deci tot ceea ce vedeți dumneavoastră acolo este o activitate strict legată de pasiunea fiecăruia. Da? Exact. Deci asta este, nu are aproape nicio treabă cu activitatea profesională. Deci fiecare dintre noi, când prelucrăm un fond, ne notăm anumite cote, le spunem noi, deci anumite locuri în care găsim informația și după aceea ne mai documentăm și din bibliografie, din ceea ce am găsit acolo și încercăm să înșghebăm câte un material deci, pe care... E voluntariat. Da, da, este e mai mult voluntariat. Nu vă intră în atribuțiuni și nici nu luați bani de la noi. Nu luăm bani mulțumim de la dumneavoastră. Pentru asta. Nu, ca și atribuțiune avem, dar, cum să vă spun eu, nu, avem de... obligația de a publica, dar un număr foarte mic de astfel de... Nu săptămânal, cum se întâmplă la de articole. Și dacă fie la revista Arhivelor, fie la o revistă din asta de specialitate, deci două, trei, maxim, trei articole pe an. Deci nu, deci nu este... Deci la noi e maraton, da, înseamnă. Da, deci nu felicitări. Este... Felicitări! Mulțumesc în numele întregului colectiv. Deci de asta v-am spus că este mai mult activitate legată de pasiunea fiecăruia. Fiecare dintre noi... Cu atât mai frumos. Fiecare dintre noi are, să vă spun eu, anumite... afinități. Sunt colegi de-ai mei care sunt specialiști pe perioada interberică, pe sfârșit de secolul XIX. De exemplu, mie îmi place foarte mult paleografia. Am încercat să mă specializez, adică să încerc să descifrez scrierile vechi. Deci, așa, aproape că am devenit așa puțin obsedat cât pot să cobor în jos, unde pot să găsesc mai multă informație despre Gorj. Și pot să vă spun că, în afară de ceea ce există la noi, să știți că este foarte multă informație la București. Nici nu mă așteptam să găsesc atât de multă informație legată chiar de Gorjul nostru. Aproape că aș putea spune că de la Constantin Brâncoveanu în pace se poate face o istorie extraordinară a județului. Chiar foarte multe informații am găsit pe fondurile și colecțiile de la Serviciul Arhivei Istorice Centrale. Și la noi avem puține documente, mai multe sunt la muzeu, pentru că trebuie să știți că înainte de aplicarea regulamentului organic la 1 mai 1831, când se înființează arhivele, sporadic au existat, să spunem așa, tentative de a se pune ordine în administrație. Până atunci, un document se emitea într-un singur exemplar, care rămânea la beneficiarul tranzacției, da, tranzacției respective. Da. Deci avem de-a face cu o arhivă la purtător, după care, pentru a se înlătura abuzurile săvârșite de cei care lucrau în administrație și în justiție, fiecare instituție a statului este obligată să emită un document în dublu exemplar. Un exemplar se duce către beneficiar, către destinatar, să spunem, și unul rămâne ca o copie martor la emitent pentru a se verifica ce a fost. Și această practică s-a încetățenit și a rămas valabilă până în zilele noastre. Deci, până la 1831 avem de-a face cu înainte de 1831 cu arhivă la purtător, după care avem de-a face cu arhivă la registratură, pentru că fiecare document se înregistrează. Și e un lucru foarte bun, da. Se folosește și la ora actuală și e da, și important. Eram convins până mai acum câțiva ani că practic pe țara românească înainte de 1831 se găsesc cu greu documente. Pot să vă spun că acele încercări sporadice apar din timpul fanarioților. Încep să-și facă la București condiși cu toate poruncile pe care le-au emis, cărțile pe care le-au emis, tocmai ca să nu se mai falsifice aceste cărți. Și atunci, măcar la nivel central, se pot găsi astfel de documente, începând chiar cu 1875, din ce am văzut, dar am văzut și astfel de condiși în timpul domniei lui
Constantin Brâncoveanu. Este o perioadă pe care n-am apucat să o cercetez, dar sunt absolut convins că dacă au fost la Brâncoveanu și apar după aceea, chiar peste, să zicem, aproape 100 de ani, cu siguranță că și în perioada respectivă, neacoperită de mine ca și cercetare, a existat ceva, este aproape sigur. Avem un mesaj de la cineva care întreabă care este cel mai vechi document pe care îl deținem la Arhivele Gorjului. Dragi telespectatori, v-am pregătit câteva documente, imagini cu documente, dar le vom vedea imediat ce vor fi pregătite. Până atunci, stați cu ochii pe noi că veți vedea cel mai vechi document în câteva minute. Deci este din timpul domniei, primei domnii a lui Minea. Să nu spunem acum? Tucitul, da. Haideți că îl și este vedem atunci. Este un pergament. Când da, se referă pergament, la... pergament, adică din ce e făcut? Deci pergamentul este un suport pe care se scria, este realizat piele de animal tânăr. Deci se sacrifica înainte de a avea o săptămână, se prelucra special prin l-ar găsit prin lapte de var ca să-i piardă părul, da. Avea un avantaj că după ce se scria pe el, putea fi răzuit și se mai putea scrie din nou? Da, da, din nou, da. Se putea ca o tablă scrie, pe care da, scrie se putea scrie din nou. Inconvenientul este că odată cu trecerea timpului acest pergament devine rigid. Deci nu mai este moale, nu mai e flexibil și devine rigid, însă rezistă, să știți, rezistă sute, chiar și mii de ani. Și cu ce se scria pe pergament? Se scria cu... cerneală? Da, cerneală făcută din... sânge de taur. Da, din vezică biliară. Eu am numit. Nu, din vezică așa? Biliară, din fum, da, deci sunt mai multe minerale, deci se amestecau, deci există formule diferite. Și cu pană, cu toc. Da, deci se foloseau diferite instrumente de scris. Da, pergamentele pe vremea aceea când se scria pe pergament, da. La ce foloseau? Pentru ce scriam? Pentru că, de exemplu, despre bani, am aflat că la început, nu, înainte să existe bani, existau niște pietre. Cu domnul director de la Banca Națională discutam și am făcut atunci o emisiune când a fost ziua lui Euro. Da. Și spunea că la început moneda de schimb erau pietrele frumoși lefuite, după care au venit lingourile, după care au venit biletele de bancă semnate de către bancă, care acum se numesc bancnote și sunt banii cu care noi umblăm. Pergamentele la ce se foloseau? Acum, dacă se va supăra domnul director birou pe mine, pot să-i spun altceva. Înainte de a se folosi pietrele. Bancnotele, nu, și pietrele, deci ce se întâmplă? În orice teritoriu unde există o comunitate... Bine, exista schimbul. Unde există trocul. O comunitate, nu există suficiente resurse de care are nevoie comunitatea și automat există acest schimb, trocul. Trocul, da. Bun. Bine. După care, în funcție de valoarea lor, pot să vă spun că în perioada neolitică apare, este, e foarte adevărată treaba asta cu pietre, dar de ce apare schimbul ăsta de pietre? Este vorba de pietre din care se obțineau unelte. Nu exista silex peste tot, nu exista obsidian peste tot. Și atunci... Erau pietre valoroase, da, așa capăt, cum iau capăt, acum. Da, capătă valoare tocmai prin utilitatea practică pe care o are. Deci și raritate. Da, și raritatea ei. Deci eu dau obsidian din care pot să obțin vârfuri răzuitoare și așa mai departe, pe, eu știu, pe... carne, grâne, orice deci orice era altceva. Tot un troc, da, doar era un troc. De troc era după care rar. În epoca bronzului apar, așa zise, deci apar lingourile astea care aveau diferite forme. Securi în formă de cruce, seceri. După care lingouri? Da. De aur? Da. Nu. Dar lingouri de bronz, lingouri de bronz. De pe bronz? Urmă apare moneda de aur și tocmai pentru a-i garanta, cum să vă spun, deci pentru a-i garanta o anumită calitatea metalului și greutatea. Lui, da, și greutatea, da. Apare pe ea ca semn de validare efigia emitentului.
Asta apare în antichitate și atunci apare capul unui rege, apare simbolul unei cetăți și așa mai departe. Deci numai că... Zicem, ia să vedem, e marcat aurul, da, e aur. Da, de, și... Cam același lucru. Și asta, asta apare până târziu, până în zilele noastre. Iar cu partea aceasta de, cu biletele de bancă, în Evul Mediu, în Europa, în Extremul Orient apar mai devreme, apare tocmai acest bilet de bancă. Din ce motiv? Din cauza că biserica, cea catolică în special, trebuia să-și încaseze dările. Ori drumurile erau foarte nesigure, erau briganzi, adică acești tâlhari care jefuiau la drumul mare. Fiind pericolul atât de mare, transportul se făcea mult mai ușor prin bilet de bancă, adică se împrumutau de la cineva într-o zonă, existau diferiți banchieri, în special evrei, să ne spunem, și care emiteau, deci bun, eu am luat de la biserică atât, tu emiți în valoare de atâția galbeni în partea cealaltă. Celălalt când avea de făcut o tranzacție, eu am luat de la ăsta atâta, tu emiți în numele meu în partea cealaltă și se înțelegeau între ei. Și așa apar biletele de bancă. Și moneda a fost înlocuită în Imperiul Mongol, să știți. Deci, tocmai mongolii au fost și care au folosit bagnota. Deci eu chiar au răspândit-o. Adică un bilet de bancă tipărit. Dacă stăm să ne uităm, n-am acum în portofel, adică n-am portofelul la mine, dacă ne uităm pe biletele noastre de bancă, pe banii din hârtie sau, mă rog, din ce sunt acum, este semnătura lui Muguri Sărescu acolo. Deci, practic, avem bilete de bancă semnate de guvernatorul Băncii Naționale. Că sunt printate, nu mai sunt semnate în original, atunci erau niște hârtiuțe, că tot vorbim de arhive, nu știu dacă aveți așa ceva la arhive, nu avem așa ceva. Niște hârtiuțe pe care bancherul spunea, da, Ionescu mi-a dat trei lingouri de aur, semnezi aici, te duci cu biletul la banca din țara respectivă, din altă țară, și respectiv îți dă ție pe biletul ăla trei lingouri de aur. Că și eu la rândul meu, când va veni de acolo cineva, îi le voi da. Deci asta, asta a fost sistem. Da. Așa. Și revenind la, vă întrebam pentru ce folosesc, ce se scria pe aceste manuscrise pe pergament? Ce? Scrisori? Pergamentul, nu neapărat scrisori. Deci gândiți-vă că în Evul Mediu existau doar câteva instituții care foloseau scrierea. Una dintre ele era Cancelaria Domnească, unde se emiteau porunci, diferite hrisoave prin care se întăreau moșii, se înnobilau anumite persoane. Dar de ce se făcea întărirea moșilor? Că asta n-am înțeles niciodată. Se întărește moșia cu tare în vecină cu nu știu ce. Cum adică se întărește? Se recunoaște dreptul de proprietate? Da, se recunoaște dreptul de proprietate, pentru că vedeți dumneavoastră, în secolul XV și nu numai, și după aceea a existat o instabilitate politică în țara românească și nu numai în țara românească, și în Moldova extraordinară. La noi, în Moldova și în țara românească, nu a fost reglementat foarte bine dreptul de succesiune la tron. Deci oricine spunea că este de os domnesc sau de așa de viță domnească, avea dreptul să, pe linie bărbătească, putea să revendice tronul. Succesiune la tron, da. Da, să revendice tronul. Deci nu era ca în țările din Occident, unde primul născut avea dreptul la tron și numai dacă se întâmpla ceva cu el și cu familia, veneau alții. Următorii. Nu, aici oricine. Deci cine avea susținerea unei partii de boierești putea să revendice tronul. Deci nu conta că era din partea unchiului, din ca partea... ca acum la partide. Mă rog. Și tocmai pentru... De asta, când se schimba atomia, automat venea să-i se și confirme, să-i se recunoască dreptul de proprietate. Asta este... Am înțeles. Haideți să vedem documentele pe care ni le-ați trimis scanate și am făcut așa un colaj cu documente ca să vadă și respectatorii noștri și cel care a adresat întrebarea care este cel mai vechi document și alte documente, dragi respectatori, foarte importante din istoria Gorjului, despre care mulți nici nu știu că există la arhivele județului Gorj. Haideți să vedem care sunt dintre ele. Da, deci aici avem o cerere de preschimbare a cărții de meșter din 1936 a meșterului Dogar,
Iosif Wiesner pe camera de muncă. Se vede și cartea de meșter. O să vedeți că sunt câteva imagini cu ea. Iosif Wiesner, despre care citeam într-o monografie a lui Ion Cepoi, că este bunicul Elvirei Godeanu și că asta este legătura a Elvirei Godeanu cu Gorjul. Da. Ei, Iosif Wiesner și tatălui Rudolf Wiesner au avut o firmă de dogărie. Aici sunt cele de reînscriere. Nu-mi dau seama care dintre ele este, că una este cea a lui Rudolf și cealaltă este a lui Iosif. Și au avut și o belărie. Da, dar au avut și... Și o dogărie. Păi, au făcut și butoaiele, le-au și umplut. Da, le-au și umplut. Acestea se găsesc pe Camera de Industrie și Comerț, unde cineva pasionat de istoria economică a Gorjului poate găsi... Uitați, acesta este cel mai vechi document pe care îl avem în arhive. Este din timpul primei domnii a lui Mihnea Turcitu. Este din cam ce ani? 1577. Este cel mai vechi document pe care îl avem noi. Am spus, la Muzeul Alexandru Ștefulescu există documente mult mai vechi. Și aici avem? Aici, păcat că nu se vede, partea de jos este actul de naștere al Ecaterinei Teodoroiu. Ce e interesant. Da. Interesant. Acesta este un act prin care se în Transilvania este un act de nobilare. Asta este o carte prin care se recunoaște statutul de boiernaș, deci de boier de neam al cuiva în timpul domnilor fanariote. Aici este istoria Târgu Jiului, este coperta. Noi avem o bibliotecă. Scrisă de Alexandru Ștefulescu. Da, Alexandru Ștefulescu, în care deținem cărțile din primele ediții și istoria... Și aici, Tudor Vladimirescu? Da, aici este un afiș cu participarea delegației gorjene la centenarul Revoluției lui Vladimirescu. Ce vedeți aici? Este un document domnesc, nu-mi dau seama care dintre cele două pe care le-am ales. În partea de jos, deci asta cred că este de la Alexandru Coconu, dacă nu mă înșel. Ia, uitați, în partea de jos are semnătura autografă a domnului. Primul era pergament, deci cel mai vechi. Ăsta este pe hârtie. Aici este sediul vechi al arhivelor, unde este actuala cameră de comerț și industria județului. Deci acolo a fost sediul vechi al arhivelor și este... Și aici? Mirana Petrescu, prima directoare a arhivelor Gorjului. Deci o să vă spun că așa, din punct de vedere istoric, arhivele actuale funcționează din 1951 și ăsta este tot un act domnesc de la Matei Basarab. E tot pe hârtie, este restaurat, se vede că unde sunt părțile lipse deja au fost întregite. Le-am selectat pentru că ăsta are și pecetea domnească, este pecete timbrată acolo jos. Ce este cu roșu este formularul domnesc. Eu, Matei Voievoda Bojeiu Milostiv Gospodinu, așa, din mila lui Dumnezeu Domn, și peste el cu negru, dacă se vede undeva acolo jos, este semnătura autografă a Domnului. Deci, acest act a fost văzut și semnat de către domnitor. Da. Așa. Iată ce documente importante și interesante există în arhivele Gorjului. Doar o parte dintre ele am selectat, doar câteva. Deci, importanța documentelor rezidă, să spunem așa, din interesul pe care îl are cineva față de acestea. Deci, dacă răspund unui interes, sunt foarte, foarte importante. Pentru cei care sunt specialiști pe istorie medievală, sunt importante acestea ultimele pe care le-am arătat. Pentru alții care se ocupă de istorie contemporană, pot să fie importante niște documente statistice sau un decret sau orice altceva. Iar pentru cetățeni de regulă, da, sunt documentele care au valoare, practică. Adică ce pot găsi? Pot găsi certificate de naștere, de lămurim așa. Deci pentru arborele genealogic, în Țara Românească, în anul 1832, apare obligativitatea ca parohiile să întocmească niște evidențe pentru botezați, cununați și morți pe fiecare an și avem așa colecție de mitrice care începe de la 1832 și merge până în 1865. Odată cu reformele lui Cuza în 1864,
când se înființează primăriile comunale, activitatea asta de stare civilă este preluată, începând cu anul 1866, de către primăriile comunale. Registrele de stare civilă se depun la noi după 100 de ani de la crearea lor și tot așa pot fi date în cercetare numai dacă au trecut 100 de ani de când s-au întocmit actele respective, pentru că, vedeți, dumneavoastră, există legislația aceasta care protejează datele cu caracter personal, când este vorba de oameni. Acum există și mici excepții, că pot fi persoane, avem de unde să știm, care poate au depășit 100 de ani și trăiesc. Asta se mai întâmplă, dar acestea sunt excepțiile. Deci noi avem registrele în care s-au consemnat nașterile, în care s-au consemnat căsătoriile și decesele. Actele originale? Actele care s-au emis, astea sunt la purtător. Deci nu. Deci noi avem doar... Bun, atunci întreb, de unde au, că de multe ori am văzut în aceste dosare de retrocedare, am văzut toate documentele de deces, de naștere, de... Păi, vin le și... au din familie? Fie, da, fie le-au din, fie le-au din familie, fie vin și solicită copii extrase. Copie după? Copie după... Actul de naștere? Actul de naștere, deci da. Există la dumneavoastră aceste acte? Există, scris acolo, deci există actul numărul 1, Stoienescu Aura, născută... Întrebam dacă există actul în sine, nu registru că s-a eliberat. Păi în registru, nu că s-a eliberat, în registru se scrie că astăzi, în data de cutare, s-a prezentat în fața noastră cutare care a declarat că s-a născut cutare de sex mez, bă, știi, așa, numele, se dă, da, la... și asta se dă în copie, așa, am înțeles. Ăștia ai da numele, nu știu cum, care... Da. Deci ceva de genul ăsta. Și registrele astea le avem pe o perioadă de, cât să vă zic eu, de aproape 100 de ani. Deci din 1832 până în 1915, la unele localități. Deci, avem o întrebare de la un telespectator. Ce trebuie să facă un om de rând ca să poată să cerceteze la arhive? Adică probabil că dorește să vină să, mă rog, bun, să ceară copii sau... Există două situații. Pentru cercetarea științifică, adică pentru a scrie lucrări și așa mai departe, există un regulament la sala de studiu pe care trebuie să-l parcurgă. Se face o cerere, se eliberează un permis, îi se pune la dispoziție lista cu fondurile și colecțiile pe care le deținem, din care își selectează, eu știu, fondurile și colecțiile care prezintă interes pentru dânsul și îi se pun la dispoziție inventarele cu ceea ce conține acel fond. Își selectează dosarele, registrele care ar răspunde întrebărilor pe care le are, îi se pun la dispoziție și le cercetează. Asta este partea de cercetare științifică. Dacă dorește să facă, eu știu, să facă rost de documente care au valoare practică pentru a fi folosite în administrație, justiție și așa mai departe, pentru aceasta depune cerere prin care solicită să-i se elibereze copie extras certificat după acel document, dacă documentul privește direct sau dacă este moștenitor al unui bun care, la care se referă documentul respectiv. Altfel, nu. Păi și cum dovedește cineva că are cu dreptul să cerceteze și să primească copii? Fie face o declarație pe propria răspundere, fie dovedește cu alte înscrisuri, certificat de moștenitor, testament și așa mai departe. Și atunci se eliberează copii. Deci nu put, dacă dumneavoastră veniți și cereți copie după un document care se referă la ceva care îmi aparține și nu aveți niciun fel de legătură, nu să-l obțineți niciodată. Indiferent cât de multe reclamații veți face, pentru că, mă rog, se întâmplă și nu de puțin ori, se întâmplă și astfel de situații. Însă, dacă aceste documente care nu vă privesc pe dumneavoastră sunt solicitate de organele de abilitate ale statului, parchet, procuratură, instanțe de judecată sau, eu știu, unități, instituții administrative care au astfel de atribuții, le eliberăm copii. Deci nu se pune problema să obstrucționăm accesul. Dar să ceară instituțiile, nu persoanele. Da, să ceară instituția, nu persoane.
Deci acestea sunt modalitățile. E o diferență, între dumneavoastră, de exemplu, și Registrul Comerțului, pentru că, de exemplu, Registrul Comerțului eliberează pentru orice cetățean care solicită informații despre o altă, o firmă, nu a lui, eliberează informații. Deci gândiți-vă că noi lucrăm cu foarte multe date cu caracter personal. Pe când legea privind protecția datelor cu caracter personal nu face nicio referire la persoanele juridice. Deci gândiți-vă că corect, cei de acolo sunt persoane juridice, nu sunt persoane fizice. În schimb, dacă vine un cetățean și cere informații despre o instituție publică, istoric, de când lumea și pământul, vrea să vadă prefectura Gorj, de exemplu, cum am venit eu odată, bine, în calitate de ziarist, într-adevăr, să aflu ce obiecte au fost în dotarea casei lui Ceaușescu, care ulterior a devenit muzeul de artă actualmente, și se vorbea că au existat foarte multe obiecte care au dispărut. Și am încercat să caut inventarul obiectelor respective. Și n-am avut nicio opreliște, într-adevăr, dar era vorba de o instituție. Este deci vorba aici de nu există, nu există opreliște, numai în cazul persoanelor fizice. Da. Deci nu există oprești. Pentru cercetare, să spunem așa, sunt exceptate de la cercetare documentele a căror stare de conservare este precară. Deci sunt în prag de a fi degradat. Cum e primul document pe care l-am arătat? Este destul de... unul dintre ele? Nu, este restaurat și este chiar bine conservat, dar tocmai pentru a-l proteja până la cercetarea, la dispoziția cercetătorilor copii. Deci tocmai pentru a fi protejat, da. Numai în cazuri cu totul excepționale, dacă nu se vede undeva, mă rog, există dorința de a fi măsurat pentru a se reproduce dimensiunile, eu știu, dacă are ceva ornamente de o valoare deosebită, doar atunci se pun, astea sunt excepții, deci nu este regulă generală. Adică nu scoateți documentul ăsta și îl puneți acolo pe masă, iar și cercetează-l, eventual în prezența dumneavoastră? Nu. Bineînțeles că toate, document foarte important. Toate se cercetează în prezența, în prezența cuiva de la arhivă. Nu, deci nu se cercetează cele care sunt în stare precară de conservare, nu se cercetează cele care sunt clasificate. Mai există și astfel de... Care sunt documentele clasificate? Păi, de exemplu? Sunt inscripționate, deci au inscripționate pe ele secret, dar... de serviciu, strict secret sau secret. Deci astea nu se cercetează și sunt anumite categorii pentru care nu s-a împlinit termenul de dare în cercetare. Și există anexa 6 la legea 16 republicată, unde sunt prevăzute documentele de stare civilă, se cercetează după 100 de ani, documentele medicale după 100 de ani, deci tocmai pentru a proteja viața particulară a persoanei, da? dacă o luăm așa. Documentele notariale, judiciare, documentele afacerilor criminale. Se dau în cercetare tot după 90 de ani. Dosarele personale, după 75 de ani. Cele de politică externă, tot după 75 de ani. Documente care se referă la viața personală. De exemplu, scrisorile de dragoste ale dumneavoastră cu amantul. Să zicem așa, ajung. Deci astea se dau în cercetare după 40 de ani de la moartea fiecăruia. Deci nu numai a dumneavoastră. Deci, să dispară. Trebuie să moară și el și eu? Da, după 40 de ani. Așa. Deci, păi, dar cum ajung scrisorile astea la arhive? Deci pe lângă fondurile create de instituțiile publice, poate să existe fonduri personale. Deci cineva, o personalitate, consideră că are scrisuri de la alte personalități și, mă rog, manuscrise... Îmi pare rău să le arunce și pare rău și se, sau am murit și vin urmașii și le pot dona, da? Și atunci se creează un fond personal sau o colecție, depinde. Sau este un mare colecționar, domnule, am luat, eu știu, tot felul de scrisori. Este unul pasionat de Brâncuș și a încercat să găsească tot ce a avut el, fotografii. Și la un moment dat nu mai vrea, dar nici nu vrea să le... Și când consideră că vede că cei din familie, eu știu, fiul, fiica, nu sunt interesați, consideră că, mă rog, se păstrează mai bine undeva, ori la muzeu, ori undeva, poți să le doneze. Și atunci există o astfel de colecție sau un fond personal sau de familie, depinde. Deci există și astfel de documente, sunt mai puține, este adevărat. Deci noi, în special, ne ocupăm, să spunem așa, de instituții.
mai puțin de persoane, de persoane dar, dacă există astfel de situații, deci având în vedere că și aceste documente au valoare istorică, deci gândiți-vă ce ar fi acum să ai... Să aveți scrisurile lui Mihai Eminescu către Veronica Micle. Da, ar fi ceva. Sau să ai... Ce ar însemna să avem așa ceva? Sau să ai materialele pe care le folosea înainte de a, de a publica în ziar. Da. Să vezi cum lucra. Deci există și astfel. Mai de... sunt documente care nu cred că le-am arătat și donația operelor lui Brâncuș de către Aretia Tătărescu. Da, există. Din păcate, cred că s-a făcut o încurcătură. N-au ajuns, n-au ajuns aici. Există aceste documente. Și pentru că mai avem 2 minute de emisiune, ce considerați că trebuie spus neapărat? 1 minut, spune regia. Așa, 1 minut. Ca să ne luăm la revedere de la telespectatori și să mai spunem măcar într-un minut ce s-ar mai putea spune despre instituția noastră. Deci, indiferent de condiții, noi încercăm să ne facem treaba. Ar fi bine să fim sprijiniți mai mult. Să fim mai mulți? Da, să fim mai mulți, să avem dotările necesare, pentru că, vedeți dumneavoastră, noi suntem responsabili de memoria neamului până exact. La urmă, da. Și e rău să ai un neam amnezic. Care uită să nu știe rădăcinile, da, care sunt rădăcinile, da. Deci asta ar fi mesajul. Și nu numai pentru memoria documentelor se spune, ci și pentru că sunt utile aceste documente. Da, sunt multe care au și valoare practică, nu numai istorică. Sau sentimentală. Și valoare sentimentală. Da. Sunt multe care au și valoare sentimentală. Sunt, într-adevăr. Da. Domnule Ion Hobeanu, vă mulțumesc pentru prezența în studio în această seară. Încă o dată la mulți ani Arhivelor Naționale și Direcției de la Gorj, la mulți ani tuturor colegilor dumneavoastră. Eu vă mulțumesc în numele și al instituției și a colegilor. Sperăm să vă mai ajutăm din când în când, așa cu câte ceva, și să mai facem emisiuni despre trecutul județului nostru în situația în care eu sper să fim mai mulți și să avem și noi suficient timp să măcar să facem cunoscut celor din județ cam ce informații există la noi, că sunt multe. De acord cu dumneavoastră și așteptăm chiar propuneri din partea dumneavoastră și a colegilor. Avem și noi niște propuneri. Da, puteți să le spuneți. Chiar am făcut deja o propunere din Căschileru, dar nu dezvăluim deocamdată secretul decât ca nume de subiect. Mulțumesc tare mult pentru prezență. Nu aveți pentru ce. La revedere. Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor și să ne vedem sănătoși. Să ne vedem sănătoși. La revedere, dragi telespectatori, să ne vedem sănătoși, cum spune domnul Ion Hobeanu.